Doamnelor și domnilor, îl invităm pe domnul Mihai Sturzu. PSD? PSD? Bună dimineața, te iubesc! Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, trebuie să recunosc de la început că am foarte mari emoții. Eu am mai fost de multe ori pe scena asta, am fost de multe ori în fața atâtor oameni, dar astăzi am emoții foarte mari, pentru că mai devreme, când a urcat doamna Gabi Firea pe scenă și eu știam că trebuie să vorbesc după domnia sa, eram sus acolo între oameni și spuneam, zic, vă rog frumos să votați un tânăr curajos. Și acum tânăr, mai fi, acum să vedeți dacă îi avea și curaj și decideți dumneavoastră. Așadar, sunt astăzi în fața dumneavoastră în calitate de președinte al unei organizații foarte importante din Partidul Social Democrat și cred că și din România, TSD. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, în ultima perioadă s-a tot vorbit despre TSD, s-au tot adus critici TSD-ului, că TSD-ul e îmbătrânit, că tinerii din România nu votează PSD-ul, că așa și pe dincolo. Doamnelor și domnilor, dar mai ales dragi tineri colegi ai mei de la TSD, a venit vremea să spunem adevărul și să spunem ce arată cifrele concrete reci. În noiembrie 2014, mult mai mulți tineri din România au votat candidatul PSD decât în 2009. Vă mulțumim din suflet, ne-am făcut treaba. Nu există coleg sau colega mea de la TSD care să nu fi tras în campanie cât a putut să tragă. Și nu trebuie să spunem noi lucrul ăsta, o pot spune seniorii noștri. Și fiecare organizație știe cât de mult înseamnă tineri în fiecare organizație. Doamnelor și domnilor, sunt astăzi aici în fața dumneavoastră și sunt dator să vă spun ce cred și tinerii din TSD, dar și tinerii din afara partidului. Eu sunt un om care a venit în PSD mânat de ideea de stânga în România. Anul trecut, și îmi pare rău să spun asta, dar trebuie să avem curajul să discutăm despre acest lucru, nu am pierdut voturile tinerilor din România din cauza TSD-ului. Nu, TSD-ul a muncit foarte mult. Am pierdut voturile tinerilor din România pentru că tinerii din România cred despre noi că suntem comuniști. Ăsta este adevărul. Îmi pare rău să-l spun aici, pe această scenă, dar chiar ăsta este adevărul. Și bineînțeles că m-am revoltat, la fel ca și dumneavoastră. Doamne, nu poate să existe așa ceva. Cum să fie comunist? Adică eu am aflat că sunt comunist. Bine, accept. În 89 aveam 10 ani și recunosc astăzi de față cu dumneavoastră că am fost și șoim al patriei și pionier. Om fi comuniști. Și am stat de vorbă cu oameni din toată țara. Oameni buni, comunismul este cea mai profundă și cea mai dureroasă rană a acestui popor. 50 de ani de suferință nu se șterg cu buretele. Și din păcate, spun din păcate, în acești 25 de ani de la Revoluție, PSD-ul a construit un zid. A construit un zid între noi, cei din interiorul partidului, și tinerii din afara partidului. Comunismul, și vă rog să mă credeți că tinerii de 19-20 de ani n-au citit pe Marx și Engels, nu au fost la curent cu operele complete ale tovarășului Ceaușescu, nu e prea clar nici ce s-a întâmplat prin anii 90, când domnul Iliescu era președinte. Dar ne spun astăzi că suntem comuniști. Și eu am căutat să aflu de ce ne spun tinerii și de ce îmi spun mie tinerii că suntem comuniști. Oameni buni, dragi prieteni, haideți să ne uităm cu sinceritate în sufletele noastre. Ceea ce acești tineri acuză despre noi nu este de fapt comunismul. Este un stil învechit, prăfuit de a face lucrurile. Este acest conformism în care trăim cu toții, din păcate. Este felul nostru în care a spune că mereu facem numai bine, că noi suntem perfecți. Este stilul nostru de a spune că noi nu greșim. Dar am greșit. Am greșit de multe ori în istoria noastră. Și am apreciat astăzi un gest, sincer să fiu, am fost foarte surprins și îl apreciez și mă înclin și m-am ridicat în picioare atunci. Trebuie să avem curaj să spunem că nu am fost perfecți. Și suntem datori tinerilor din România să ne cerem iertare pentru două chestiuni punctuale și foarte importante. Îmi voi cere o iertare astăzi aici și vă invit pe toți să o faceți alături de mine. Ne cerem scuze pentru mineriadele din 90,
pentru oamenii care au suferit atunci și pentru faptul că regele nu a fost primit în țară. Au fost greșeli. Dragi prieteni, comunismul mai are o față, din păcate, conformismul nostru. Trăim cu mereu cu senzația că putem să mulțumim pe toată lumea. Trăim cu senzația că putem să mulțumim pe toată lumea, mai ales în campanii, facem concesii tuturor și câteodată nu suntem sinceri și nu dăm răspunsuri societății. Eu cred că noi trebuie să ne asumăm ca în cel mai scurt timp Partidul Social Democrat să dea câteva răspunsuri generației tinere din România. Sunt întrebări pe care eu le cunosc și vă le-am adresat și dumneavoastră astăzi, să vedem cum ne raportăm de ele. Dragi prieteni, dragi colegi, ce le spunem noi tinerilor din România în ceea ce privește relația statului cu biserica în România? Sunt un ortodox, sunt un creștin ortodox, părinții și bunicii mei m-au dus la biserică de mic, respect dreptul fiecăruia de a avea o credință. Dar haideți să spunem dacă în România suntem de acord ca biserica să facă programul Parlamentului, dacă suntem de acord ca ora de religie să fie într-un chiud comun al materiilor, iar educația civică și educația sexuală să nu fie. Sunt răspunsuri pe care trebuie să le dăm și să ne asumăm, indiferent care ar fi ele. Trebuie să mai răspundem la o întrebare. Mulțumesc mult! Trebuie să mai răspundem la o întrebare, dragi prieteni, că nici acolo n-am știut ce să spunem și n-a ieșit bine. Haideți să spunem tineri din România dacă noi suntem pentru exploatarea cu cianuri la Roșia Montană sau pentru mediul la Roșia Montană. Să spunem odată, clar, pentru că nu există nimic mai de stânga în România decât mii de tineri care protestează în piața universității împotriva unui investitor străin cu capital străin care să vină să exploateze aurul de la Roșia Montană. Și nu știu cum am făcut, dar era împotriva noastră. Aia este stânga modernă. Aia este progresismul. Și mai am și eu două întrebări, că-s brașovean. Nu știu unde e Brașovul. Pe acolo pot să spun de Brașov. A, e Brașovul. Uite, amândoi suntem aici. Dom'le, facem autostrada Comarnic-Brașov și aeroport la Brașov? Că mă duc în fiecare zi acasă, mă întreabă mama. Să știu ce spun. Mulțumesc foarte mult. Craiova, Pitești, sigur că da, sunt răspunsuri pe care fiecare regiune le așteaptă. Și nu dăm răspunsuri. Corect, aveți dreptate, așa este. Corect. Știți ce este cel mai trist însă? Că am fost acuzat de comunist anul trecut, am înțeles că era campanie. Am fost acuzat de comunism acum o săptămână, oameni buni. Acum o săptămână, din păcate, toți oamenii pe care îi știu de când eram copil, prietenii mei de o viață, familia mea, părinții mei, mi-au spus că sunt iarăși comunist. Și vorbeam de zidul de mai devreme. Haideți să nu cădem într-o iluzie în care închiși în spatele unui zid să credem într-o realitate pe care ceilalți oameni nu o văd ca noi. Săptămâna trecută am avut alegeri cu un singur candidat. Ăsta este comunismul, oameni buni. Domnul Ion Iliescu ne-a asociat acest tip de alegeri cu cele de pe vremea lui Ceaușescu și bine a făcut. Evident că nu am ce să-i reproșez domnului Liviu Dragnea. Omul a candidat și a asumat funcția. Vreau să le reproșez faptul că nu au avut curaj sau nu au știut să ducă până la capăt candidatura celor care nu au candidat, pentru că astfel ne-au pus pe noi într-o poziție în care am avut un singur candidat. Și dacă ar trebui să ne despărțim de comunism astăzi de la această tribună, îmi pare rău că domnul Dragnea nu e aici, că aveam o rugăminte la adresa dumnealui. Haideți să facem un lucru cu o putere, valoare, cu o puternică valoare simbolică astăzi, acum. Acest congres trebuie să valideze alegerile de săptămâna trecută. Adică să validăm comunismul. Oameni buni, vă propun de la această tribună ca acest congres să nu valideze alegerile de săptămâna trecută. Sunt convins că PSD-ul are forța să dea minim 2 candidați la președinție și sigur că vom avea 500.000 de oameni care să vină la vot și atunci vom face un puternic gest împotriva comunismului. Vreau să vă dau un citat și să spuneți dumneavoastră din cine este acest citat. Vreau să vă dau un citat. Spune așa. Noi suntem pe cale să pierdem competiția la nivelul ideilor. Și o pierdem pentru că, deși sunt atâția oameni tineri sau mai puțin tineri, cu studii de cea mai bună calitate aici sau în străinătate, declarați la stânga,
ei nu au cu cine comunica în PSD. Să nu ne ferim de acest adevăr dureros. Oamenii aceia au convingeri ferme și ne reproșează faptul că noi nu mai credem în valorile stângii, a spus nimeni altul decât Ion Iliescu. Oameni buni, haideți să deschidem PSD-ul și haideți să deschidem mergând la dezbatere. Să știți că progresul nu vine din unanimități tăcute. Progresul vine din dezbateri vii. Mă bucur că unii mă aplaudă, mă bucur că unii nu sunt de acord cu mine, pentru că asta este esența democrației într-un partid. Nu unanimitățile dau progres. Suntem foarte bine organizați, dar trebuie să fim organizați pentru a susține niște idei și ideile vin din pluralism. Gândiți-vă că suntem aici pe o scenă, m-am gândit la exemplul ăsta mai devreme, gândiți-vă că sunteți la concertul cele mai frumoase filarmonici din lumea asta. Gândiți-vă că în fața dumneavoastră sunt 100 de instrumentiști virtuoși și toți ar cânta pe aceeași notă. N-am rezistat 30 de secunde în sală. Armonia vine tocmai din diversitate. Vă propuneam să ne întoarcem la valorile noastre, ale stângii adevărate. Libertate, echitate, solidaritate. Oameni buni, haideți să păzim libertatea asta cu orice preț. Părinții și frații noștri mai mari au murit la Revoluție. Mai devreme am strâns mâna unui erou al Revoluției aici pentru libertate. Haideți să păzim libertatea de a avea curaj să spunem ceea ce credem în PSD, chiar când nu suntem de acord cu liderul nostru. Tineri din țară îmi spun că n-au curaj să ia cuvântul. Tineri din țară îmi spun că sunt stigmatizați și marginalizați când nu sunt de acord cu șeful lor. Haideți să nu pierdem această libertate. Echitatea. Ce înseamnă echitatea? Eu văd într-un partid echitatea însemnând o dezbatere corectă, în care să fim toți egali, în care fiecare punct de vedere să fie ascultat și nu cumva să uităm cine suntem și să luăm decizii seara la restaurant, într-un grup restrâns, iar a doua zi la ședință să zi se comunice așa simpatic ce decizii s-au luat. Acolo este egalitatea. Trebuie să fim egali cu fiecare dintre noi. Și personal voi strânge mâna fiecărui om din sală pentru că suntem cu toții egali și ei îmi spun lucrurile pe care eu ajung să le pun aici pe scenă. Și în fine, solidaritatea. Mi-aș fi dorit ca Partidul Social Democrat să fie solidar cu oamenii de aici, din București, de pe strada Vulturului, care au fost afară, dați afară din casă. Sau cu oamenii de la Baia Mare, că sunt oameni care au fost aruncați în spatele unui zid. Solidaritatea, oameni buni, trece dincolo de acest zid pe care PSD-ul l-a construit în ani, iar solidaritatea înseamnă să ne iubim aproapele. Mai am foarte puțin, să știți. Victor Ponta spunea mai devreme despre faptul că se va implica într-o dezbatere de idei. Sunt de acord. Avem nevoie de dezbatere de idei. Vorbesc cu oameni de peste tot din țară, din partid și în afara partidului. Ne-am întors la ideea, la valorile noastre. Libertate, echitate, solidaritate. Am făcut o platformă unde vă invit pe toți să vă spuneți ideile. Se numește LES. Libertate, echitate, solidaritate. LESromânia.ro este un site unde de astăzi puteți să spuneți orice, pentru că acolo suntem toți cu toții liberi, egali și solidari. Cred că Partidul Social Democrat are nevoie de această libertate a ideilor. Și lăsați-mă să mă lupt pentru ea. În fine, și am terminat. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, stau astăzi în fața dumneavoastră, probabil ultimul discurs pe care îl voi ține în calitate de președinte al Tineretului Social Democrat. Mâine se împlinesc 2 ani de când am avut congresul și de când am preluat conducerea acestei organizații. Îmi iubesc colegii, țin la ei ca la frații și la surorile mele. Am vrut să vă anunț astăzi faptul că mi se termină mandatul, dar după o discuție de ieri, foarte lungă cu ei, am tras concluzia că este mai bine să continuăm împreună, dar să vă anunțăm astăzi că Tineretul Social Democrat a votat ieri în unanimitate în Comitetul Executiv al Tineretului Social Democrat faptul că pe 21 noiembrie vă invităm la Congresul TSD. Mai am o lună și 3 zile de președinție. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru asta. Vă țin pumnii să vă alegeți exact cum credeți voi. Și în fine, astăzi candidez la un vot de vicepreședinte. Sunt pe locul 12, atâta s-a putut, însă vă rog să aveți încredere în mine, că sunt omul care se luptă pentru ca stânga să fie progresistă și modernă în România. Voi vota mulți oameni de pe această listă și nu mi-aș permite să vă fac recomandări, dar o voi face. Sunt 2 oameni foarte importanți pentru mine. Pe primul nu am cum să-l votez, o să-i dau foarte multe like pe Facebook. Victor Ponta, îți mulțumesc din suflet pentru tot ce ai însemnat pentru partidul nostru și ce însemni în continuare.
Al doilea om pe care o să-l votez este cel care mi-a deschis ușa în PSD și alături de care tinerii sunt și vor fi mereu alături. Nicu Bănicioiu, suntem alături de tine și împreună vom crește mai departe în partidul ăsta. Cu permisiunea dumneavoastră, candidez și eu. Câte șanse mai avea după atâta curaj, Dumnezeu știe. Vă mulțumesc din suflet!